Dumnezeu puternic și sfânt, ți-aducem slavă și onoare, căci Tu ai spus, eu sunt acel ce sunt. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău, în fața Ta se pleacă toate, pământul și cerul sumit. Venim și noi cu inimile noastre să Te lăudăm, să Te slăvim. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e tot ce se poate spune. Numele Tău e minunat, numele Tău e adevărat, numele Tău e mai presus de orice nume. Numele Tău. În numele Lui ne-am adunat în această seară. Fie-i binecuvântat și slăvit numele. Și mare lucru ca biserica Lui să vină la închinare în numele unui Dumnezeu ca al nostru. Lăudați să fie Domnul! Vă binecuvintez în numele Domnului și vă mulțumesc că ați ales să veniți să vă închinați, să vă rugați și să cântați în cinstea Celui ce merită toată slava, Dumnezeului nostru Celui Mare. Vrem din toată inima să-L chemăm prezent la lucru în seara aceasta. El este aici deja. Unde doi sau trei se adune numele Lui, după cuvântul Lui, este prezent. Dar pentru că suntem și noi prezenți, rugăm să ne cerceteze, rugăm să ne vorbească, rugăm să se atingă de noi, rugăm să se elibereze de orice apăsare, de orice întristare, de orice boală. Și numele Lui Dumnezeu în această seară să strălucească în fiecare suflet și să ne întoarcem de aici plin de bucuria mântuirii. Chemăm împreună numele Dumnezeului nostru. Amin.
Iubiții noștri, dacă aveți la dumneavoastră Biblia, Sfânta Scriptură, e un lucru bun, chiar dacă noi și pe monitor prezentăm Cuvântul Domnului, Cuvântul Domnului trebuie să îl avem la îndemână, să-l putem cerceta și verifica chiar aici în casa Domnului atunci când cineva vorbește. De aceea, deschidem pentru timpul de rugăciune în această seară, la pagina 617, un psalm binecunoscut de noi, psalmul 107, care am vrea să fie motivația pentru frații care ne vor îndemna la rugăciune și rugăciunile noastre să fie ascultate de Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Ca de fiecare dată, facem liniște în jurul nostru, în inimile noastre, ne verificăm telefoanele, încercăm să ne deconectăm de la toate problemele cotidiene și în această seară dorim o singură legătură, legătura cu cerul pe vertical și Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Amin. Cuvântul spune așa: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veci, în viac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame, de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe un drum drept ca să poată ajunge într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această seară salutăm în mijlocul nostru frații oaspeți. Mulțumim din toată inima pentru fratele Nelu Moldovan, fratele păstor, Domnul să-l binecuvinteze, pentru soția dânsului, sora Adriana, le spunem bun venit în casa Domnului la Ilim, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Salutăm de asemenea pe fratele Florin cu soția lui Monica, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și oricine a venit pentru prima dată sau e oaspete în casa Domnului, fiți binecuvântați de Domnul și aș vrea să vă simțiți ca și în casa lui Dumnezeu, într-o familie binecuvântată. Și aceasta e o seară specială de tineret și ne bucurăm de lucrul acesta și vrem să o dedicăm această seară în cinstea Domnului și pentru gloria Lui. De aceea vom face câteva rugăciuni și apoi vom asculta cântări de laudă, cuvântul Domnului și toată lucrarea să fie condusă de Duhul lui Dumnezeu în viețile noastre. Amin. Iubiții mei, cu toată biserica, fratele Corel cu tinerii ne vor conduce într-o cântare. Apoi, la prima rugăciune, fratele Florin Liberț ne va motiva la o rugăciune și Domnul să-l binecuvinteze și pe el și pe noi. Amin. Victoria, biruitor.
împotrivă să-ți stea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta e victoria. Slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. Ori de câte ori ne adunăm în casa lui Dumnezeu și stăm la un timp de părtășie, frați și surori, ne bucurăm pentru că noi știm că atunci când doi sau trei se adună într-un loc și cheamă numele lui Dumnezeu, El, prin cuvântul Său, ne garantează că este prezent. De aceea și în seara aceasta noi credem că Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, este prezent și cunoaște fiecare inimă, cunoaște fiecare suflet și știe scopul cu care am venit în locul acesta și ne știe pe fiecare pe unde am umblat săptămâna care s-a scurs din viața noastră. De aceea, pentru toate lucrurile, să spunem, lăudați să fie Domnul. Amin. Se citea în seara aceasta câteva versete din Psalmul 107 și aș vrea să mai recitesc versetul 6 din acest psalm. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Haideți să ne punem o întrebare în seara aceasta, când strigăm noi către Dumnezeu? Doar în strântorare? Doar în necaz? Sau atunci când ne merge bine, suntem oameni înțelepți, cu înțelepciune dată de Dumnezeu și mereu și mereu îl lăudăm pe Dumnezeu, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru tot ceea ce primim din mâna Lui. Toate lucrurile care primim din mâna lui Dumnezeu sunt binecuvântare și le primim în dar. Haideți să ne întrebăm în seara aceasta, suntem ca și poporul Domnului care atunci într-o situație critică, într-o situație în care sufereau de foame și au găsit cu cale să strige către Dumnezeu și credeau că Dumnezeu este Cel care poate să îi băvească și de atâtea ori Dumnezeu din strântorare îi ridică, le dă puteri noi și îi ajută să mai facă un pas. Noi ca și oameni ne asemănăm de atâtea ori acestui popor și doar atunci, când ajungem în necazuri, când ajungem în strântorări, atunci strigăm către Dumnezeu. Haideți în seara aceasta să facem o rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, să-i mulțumim, pentru că El ne-a binecuvântat și ne-a dat viață, ne-a ajutat la multe lucruri să avem izbândă, să avem propășire, ne-a ajutat să trăim în lumea aceasta prin binecuvântarea Sa, în har, prin dar. De aceea vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu, să nu fim ca și poporul Israel. Haideți să ne uităm la un proroc al lui Dumnezeu cu numele Iona, care la fel ca și poporul Israel, atunci când îl trimite Dumnezeu să se ducă la Ninive, el nu ascultă de glasul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să citesc câteva versete din capitolul 2 din Iona. Versetul 7 spune în felul următor: când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Vedem un proroc al lui Dumnezeu care îl trimite Dumnezeu într-o lucrare și nu se duce, se duce în altă parte, dar ajunge într-o strântorare unde acolo din nou își aduce aminte de Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Așa e ce bine că avem strântorări, așa e ce bine că avem necazuri și
momente în care Dumnezeu ne aduce și ne întoarce cu fața și cu inima spre El. În seara aceasta vreau să vă îndemn să fim oameni înțelepți, să învățăm de la acești oameni și înainte să ajungem în strântorare, înainte să trecem prin necazuri, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne binecuvântează. Să-i cerem Domnului putere ca atunci când vom ajunge în încercare să ieșim biruitori în numele Domnului. Un alt om, în Psalmul 73, vorba despre Asaf, vine și el și se uită cu jint la cei răi. Și versetul 13 spune, degeaba, dar mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Un om care privește cu jint la cei răi și zicem că ar fi un lucru bun. Se uită la viața lui și vede că face lucruri bune între Dumnezeu și parcă nu-i merg toate cum vrea el. Și omul acesta, știți unde vine? Nu se duce în altă parte decât în versetul 17, spune, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Suntem în locașul lui Dumnezeu în seara aceasta. Și dacă Iona și-a adus aminte de Domnul în strântorare și avea o legătură cu casa lui Dumnezeu, cu templul lui Dumnezeu, omul acesta când ajunge într-o încercare, într-o situație în care se vede el bun și vede pe toți cei care merg bine și spune, degeaba dar m-am curățat, degeaba m-am păstrat curat pentru Dumnezeu, pentru că nu merg lucrurile cum trebuie și cei răi sunt binecuvântați și eu nu. În momentul în care vine în casa lui Dumnezeu, se proșteane la poala crucii lui Iisus, atunci îl vede cu adevărat pe Dumnezeu și Domnul îl luminează. Haideți să ne ridicăm în seara aceasta în picioare și înainte ca să ajungem în încercări, înainte ca să ajungem să fim îngăduiți în lucruri care nu ne place fizic, nu ne place în lumea aceasta să trecem prin astfel de lucruri, să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El este acela care ne dă putere să stăm în rugăciune, să aducem mulțumire și îi place Domnul să-i mulțumim Lui pentru tot ceea ce primim din mâna Lui și atunci când vom ajunge în încercare, El să ne dea putere să ieșim biruitori în numele Lui Iisus. Amin. Amin.
Voi vi să recupați locurile. Dorim să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și vreau să cântăm din toată inima. Vreau ca fratele Cornel să aleagă cântări care biserica să fie implicată și cu toții cântarea noastră să ajungă mai sus de nori, să ajungă până la Domnul și în schimb Domnul să lase prezența Lui peste noi, lăudat să fie Domnul. Pentru că timpul ne permite, o să mai facem rugăciune. De aceea, după ce cântăm împreună pentru slava Domnului, fratele Ionuț Pușcaș ne va motiva la următoarea rugăciune și pentru că consider că este o zi importantă pentru România, o zi importantă când se va alege din nou un președinte, vrem să cerem de la Domnul să facă voia Lui. Noi nu știm mai bine ca Domnul, de aceea fratele Ionuț ne va motiva în sensul acesta pentru România și pentru ce îi va pune Domnul pe inimă și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Să scad tu să te vezi.
Se merită din toată inima ca să zicem lăudat să fie Domnul. Amin. El este Dumnezeul nostru și împăratul nostru. Dacă în harul Lui am avut parte de bunătate și după masa aceasta suntem în casa Lui de închinare, se merită să strigăm din toată inima încă o dată lăudat să fie Domnul căci este bun. Amin. Așa să zică cei răscumpărați de El. Avem un motiv pentru care să strigăm în seara aceasta și motivul este că El ne-a ridicat, El ne-a smuls din mâna vrăjmașului prin sângele Fiului Său și iată înaintea Lui în seara aceasta stând ca un popor pe care El l-a răscumpărat cu puterea crucii Lui. Se merită din toată inima să strigăm lăudat să fie Domnul și fie ca Dumnezeu să-și facă simțită prezența între noi. Dacă dis de dimineață și sărbătoream părtășia cu sângele și trupul Lui, iată-ne în casa Lui Dumnezeu. Prin rănile Lui am fost răscumpărați, suntem salvați, am fost tămăduiți și mântuiți. Slăvit să-i fie numele! Dacă încă în seara aceasta avem lumină în ochi, grai în gură, putere mădulare, este pentru că îndurarea Lui cea mare, în bunătatea Lui, se bucură omul de viață. Și aceasta nu ni se atribuie nouă, ci doar îndurării Lui. Și în seara aceasta se merită să mai zicem o dată, lăudați să fie Domnul! Domnul Dumnezeul nostru este Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul Universului, ca El nu este nimeni altul. Noi suntem o mână de țărână trecătoare în care El a îngăduit ca să verse din Duhul Său cel Sfânt și apoi să ne aducă la o valoare care nu poate fi răscumpărată cu preț de om. De aceea El a coborât în trup de om și ne-a răscumpărat pentru pe noi, cei morți în păcatele noastre. Ne-a smulți din mâna dușmanului, din mâna celui rău și a plătit prețul în locul nostru. Slăvit să-i fie numele! De aceea în seara aceasta am vrea să ne închinăm. Am vrea ca să rugăm pe Dumnezeu să lase un duh de cercetare, un duh de închinare, un duh care să facă să strigăm înăuntru nostru Ava, adică Tată, cum scrie în Scriptură. Am fost motivați în seara aceasta să ne rugăm chiar și pentru ceva să vină, pentru cei care poate vor lua locul de președinte. Spune Sfânta Scriptură și mă uitam în Daniel capitolul 4, spunea Sfânta Scriptură acolo cu versetul 17. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii, că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o doi cu ei place și înalță pe cel de mai de jos dintre oameni, slăvit să fie numele Lui. Nu știm ce va să vie, dar știm un singur lucru, că toate lucrurile sunt în mâna Lui și pentru aceasta merită să lăudăm din toată inima. Datoria noastră este să ne închinăm, datoria noastră este să ne predăm inima în totalitate în El, să ne încredem în El și să ne rugăm Lui Dumnezeu. Vă rog, motivați de aceste cuvinte, să ne ridicăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne deschidem inima și să strigăm către Dumnezeu care totul vede și totul poate.
Înaintea Lui totul este gol și descoperit. El ne cunoaște inima, ne cunoaște problemele, îți cunoaște gândurile, cunoaște viitorul, toate sunt în mâna Lui. De aceea se merită să strigăm din toată inima, că lăudat să fie Dumnezeul nostru, care stă la cârma vremurilor. El este Cel ce a fost, Cel ce vine și Cel ce este și Cel ce vine. Toate lucrurile sunt în mâna Lui. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Reocupăm locurile și mai cântăm împreună și apoi urmează o rugăciune pentru cauze și Domnul să ne asculte cauzele noastre. Amin.
Domnului. Cea mai mare putere în univers este puterea în sângele Domnului Iisus. Știți că diavolul se teme de două lucruri pe pământ? Se teme de puterea sângelui Iisus Hristos din Golgota și se teme de prezența și autoritatea Duhului Sfânt. În această seară simțim aici prezența Lui. Citeam să zică ceva în această seară ce răscumpărați de Domnul. Știți dumneavoastră că noi suntem răscumpărații Domnului? El ne-a răscumpărat cu sângele Lui. Și nimic nu se ridică la valoarea sângelui Lui. E cel mai valoros sânge care a curs vreodată, lăudat să-i fie numele în vecii vecilor. Ne îndeamnă cuvântul, lăudați pe Domnul că este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. În această seară vreau să vă spun, Domnul nostru este cel mai bun și bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Noi ca părinți suntem buni cu copiii noștri și avem o vreme când putem să suportăm năzbătiile lor, ceea ce ne fac, neascultările lor câteodată, lucrurile lor care ne deranjează și avem un moment să spunem toate au o limită. Și la un moment dat ne mâniem, ne supărăm și le spunem ți s-a încărcat carul, nu-i așa? Și atunci începem să-l descărcăm carul. Vreau în această seară să-i spun că Dumnezeu s-a purtat cu noi cu atâta bunătate, lăudat să fie numele Lui. Și pentru că biserica Elim știe că are un Dumnezeu bun, vom veni cu rugăciuni înaintea Lui pentru cauze. Vom veni pentru cei necași în suferință. Aici Domnul a vindecat de cancer. Aici Domnul a vindecat de leucemie. Aici Domnul a făcut eliberări de demoni. Aici Domnul a vindecat de diabet. Aici Domnul a făcut semne și minuni. Știți de ce? Pentru că El este bun și bunătatea Lui se înnoiește în fiecare dimineață. De aceea, în această seară, nu vom înceta ca și biserică să-L chemăm pe Domnul în viața noastră. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și cereți cumpărați de Domnul să îndrăznească cu credință să ne rugăm pentru cauzele bisericii. N-au venit multe bilete, doar 4 după cum văd eu, dar monitoarele noastre sunt multe nume pe ele și arată pentru cei care noi ne rugăm și vreau ca Dumnezeu să ne asculte. Primul bilet scrie așa, vă rog să ne susțineți în rugăciune pentru nepoata mea, Leia, care este bolnavă. Dumnezeu să se îndure de ea și să lasă vindecare. Mulțumim în numele Domnului. Știu că Dumnezeu va lucra. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă rog, biserică, să mă sprijiniți în rugăciune pentru copiii mei. Ca bunul Dumnezeu să-i aducă pe calea mântuirii. Pe Ivan, pe Ana și pe Gheorghe. Amin, Doamne, fă lucrul acesta. Vă rog să vă rugați pentru bunica mea care e la spital și are mari dureri. Domnul să se atingă. Amin. Dragă biserică, rugați-vă pentru Simona ca Domnul să o ajute să se facă voia Lui și decizia pe care o are de luat să aleagă după voia Domnului. Doamne, ajută ca tot să aleagă voia Domnului în viața lor. Vă rog în numele Domnului să vă rugați pentru soțul meu, Ioan. Dumnezeu să se atingă de el și să-l vindece de diabet. Vă mulțumesc frumos, scrie biletul. Vă rog în numele Domnului să vă rugați împreună cu mine ca Domnul să aibă milă și să se îndure de Ana, ca Domnul să o mântuiască și să-i se facă de cunoscut. Vreau ca Domnul să ne asculte. Avem pe monitoare și nu vom înceta să-i amintim înaintea Domnului. Dacă mai sunt cauze în această seară, printr-o ridicare de mână, spunem Domnului că avem nevoie de atingerea Lui. Multe mâini s-au ridicat. Vreau să ne rugăm și pentru sora Simona, bolnavă de cancer din turnout, o mamă, o soție care așteaptă îndurarea Lui Dumnezeu. Ne rugăm cu credință și când biserica va înceta să se roage, vom continua să mijlocim și apoi să mulțumim prin fratele Roman Pițiș, care ne vizitează, un oaspete din România, și Dumnezeu și pe el și pe noi să ne umple de Duhul Sfânt. Amin.
Tu ești cel ce asculți rugăciunea, Doamne. Te rog într-un mod deosebit în seara aceasta să privești spre toate cauzele care au fost amintite aici. Din înaltul cer te rog să lucrezi în viața tuturor, să dai vindecare celor ce au nevoie de vindecare în vremea aceasta. Mă rog să binecuvintezi pe cei ce sunt fără nădejde, Doamne. Te rog să vii în ajutorul lor. Te rog să-i binecuvintezi cu înțelepciunea care vine de la Tine. Te rog să-i binecuvintezi cu dragostea Ta și ajută-i să se întoarcă din nou la Tine, Doamne. Pune noi înțelepciunea care vine de sus ca să știm cum să trăim în vremea aceasta, Doamne. Mă rog să binecuvintezi România. E o zi deosebită, Doamne, în care cerem intervenția Ta. Ai milă, Doamne, de România și ai milă de poporul român. Fă să înțelegem că Tu ești Dumnezeu peste universul acesta și tot ce se întâmplă, Doamne, este îngăduit de Tine. Ajută-ne să ne punem nădejdea în Tine pentru vremea aceasta și pentru vremurile care vor veni. Mărește-ne credința, Doamne. Ajută-ne să fim lumină în lume. Ajută-ne să fim sare și să dăm gust lumea acesteia în care ne-a așezat. Și ajută-ne ca prin viața pe care o trăim să Te reprezentăm cu cinste pe pământul acesta. Rămâi, Domn și Stăpân, în viața noastră, în viața familiilor noastre, Doamne. Și ajută-ne ca pentru toate lucrurile să fim mulțumitori, acordându-Ți cinstea cuvenită de Tată. Te lăudăm, Te glorificăm pe Tine, singurul Dumnezeu care faci minuni. Numele Tău din cer să fie onorat și glorificat. În numele Domnului Iisus m-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Am vrea să ne întoarcem unii spre alții, să ne salutăm și să ne binecuvântăm în numele Domnului. După ce ne-am binecuvântat, ne-am salutat, ocupați locurile, mă uit la ceas și toate lucrurile frumoase trec așa de repede. Am câteva anunțuri și apoi vom da loc la trei cântări și vom asculta și cuvântul Domnului și fie ca în toate să fie înălțat Domnul. Din toată inima mulțumesc Domnului pentru Biserica Elim și vă mulțumesc pentru efortul și dragostea dumneavoastră de dimineață. A susținut această familie încercată din Suceava, la care le-a ars casa, Dumnezeu să vă răsplătească și Biserica Elim a fost biserica care a stat, stă și va sta la îndemâna lui Dumnezeu în nevoie pentru toți. Doamne ajută-ne să o facem cu bucurie și binecuvântarea nu va întârzia în viețile și în familia noastră din mâna Domnului. Lăudați să fie Domnul! După cum fratele Daniel probabil v-a dus de dimineață câteva saluturi, mă sunt și eu dator, pentru că am însoțit împreună cu mai mulți frați, cu fratele Eugen, fratele Levi, cu fratele Daniel, cu fratele Stelian, am însoțit peste 200 de români, spunem noi, din Belgia, la conferința europeană, la Italia, și frații de acolo au transmis salutări sfinte personal. Mi-a spus fratele Luigi Misoi că transmite salutări bisericii, fratele Marius Livanu de asemenea, fratele Iulie Cheța, și au fost acolo aproximativ 40 de păstori. Pe unii am cunoscut, pe alții nu i-am cunoscut, dar toți transmit salutări sfinte bisericii Domnului și cuvântul, unul mi-a spus, Maranata, care înseamnă Domnul nostru vine, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să mulțumesc fraților care s-au ocupat de această conferință și care au muncit din greu, au supravegheat, au fost cu autocarele, au fost cu autocarul, au fost cu cei care aveau nevoie de însoțitor. Noi nu le vom putea plăti niciodată, pentru că cel ce plătește și plătește bine este Dumnezeu. Dumnezeu să le răsplătească cu viață veșnică, cu mântuire. Și mulțumesc de asemenea tinerilor, fraților, care au dat dovadă de înțelepciune, de o înaltă ținută morală și au adus cinste bisericii și la 1200 de kilometri în misiune. Dumnezeul păcii să fie cu voi. Frații de acolo m-au făcut gelos pe mine, poate din conducere, ca să organizăm și noi în viitor, când Domnul va voi în viața noastră lucrul acesta, o conferință ca aceasta, ne dorim cu toții, dar facă-se voia Domnului pentru toate, amin. Vreau să
Vă mulțumesc pentru cei care vă rugați și postiți pentru biserică. Declar săptămâna aceasta o zi de post pentru toată biserica, ziua de marți. Ziua de marți, toată biserica îi rogă în numele Domnului, după o zi de odihnă mâine pentru unii, o zi în care suntem liberi în concediu, e jur ferie în Belgia, marți să stăm înaintea Domnului în post și rugăciune, în mod special pentru ceea ce urmează. Și ceea ce urmează este trei serii speciale de stăruință pentru umplerea cu Duhul lui Dumnezeu. Biserica Domnului are nevoie mai mult ca niciodată. Noi toți, bărbați și femei, tineri și tinere, să fim umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, începând cu miercuri seara, ora 19:30, joi seara, 19:30, vineri seara, 19:30, vom avea trei seri de stăruință în rugăciune și fie ca Duhul lui Dumnezeu să coboare și să odihnească în viețile noastre. Doamne ajută-ne în sensul acesta. Apoi știm cu toții că duminică avem o zi specială de mulțumire și Biserica Elim are motive să vină înaintea Domnului cu mulțumiri. Familie de aici și vom avea sărbătoarea mulțumirii și fie ca Dumnezeu să se bucure de noi de toți. Reamintesc botezul nou testamental în toamna acestui an. Îl vom avea în luna decembrie, dacă o pot numi toamnă, în 15. Ne pregătim intens, avem invitați și celelalte lucruri o să ne anunțăm la momentul potrivit. Mă opresc aici. Urmează să ne închinăm Domnului cu dală de bunăvoie, așa cum o facem de fiecare dată cu dragoste, și Biserica Elim are și a rămas în dragostea Domnului. De aceea cântăm cu toți tinerii, cu toată biserica o cântare. Apoi dau loc la trei puncte, sora, dacă am început cu surorile, Rebecca și fratele David au o cântare pentru slava Domnului, fratele Teo împreună cu un grup au o cântare pentru slava Domnului și fratele Albu, Daniel, are și el o cântare. După aceste trei puncte, trei cântări, fratele Nenu Moldovan se va pune în mâna lui Dumnezeu, la îndemâna Domnului, și noi ne rugăm și spunem ca Samuel altădată, vorbește, Doamne, că robii te ascultă. Rog ca aerul condiționat să fie redus, se simte foarte rece, am început deja să regusesc și știu că surorile de aici se uită la mine lung și îmi dau seama că e o problemă. Vă rog să opriți aerul condiționat. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Ai dat salvare lumii și ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Doamne, cu ce miști anunții, ești un mare salvator, ești mare salvator. Veșnic, ai dat salvare lumii și ai înviat dintre morți, înviat dintre morți. Lasă gloria peste-ntreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic viu. Doamne, lasă gloria peste-ntreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic viu. Doamne, lasă gloria peste-ntreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic viu. Doamne, lasă gloria peste-ntreg pământ, cântăm pentru slava celui veșnic viu. Prin
Iisus e Domn și în curând vine, El încă e în pustiu cu noi, știm însă că avem puterea prin sângele mielului. Iisus e Domn și în curând vine, El încă e în pustiu cu noi, știm însă că avem puterea prin sângele mielului. Amin.
Binecuvântat să fie Domnul. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună tot poporul acum unde am fi fost noi. Ne-ar fi înghițit valurile, dar slăvit să fie Domnul, că El a fost cu noi întotdeauna. Ne-a ținut în picioare, a fost cu noi în necaz. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru aceasta. Prin furtuni și necuri, prin cazul greu, lângă noi ai stat tu, mare Dumnezeu. Prin furtuni și necuri, prin cazul greu, lângă noi ai stat tu, mare aici ancorat. Cu tine la cârmă mare împărat, pot să vină valuri, vânturi mari și ploi, știm că tu, Iisuse, ești mereu cu noi. Pot să vină valuri, marș și ploi, știm că tu, Iisuse, ești mereu cu noi. Lăudați să fie Domnul, că El este cu noi, frați și sorori. Am simțit, Iisuse, dulce al tău glas, niciun chip tu singur nu ne lași. Tot ce ne-ai promis s-a adeverit. Prin nenorocire tu ne-ai izbăvit. Tot ce ne-ai promis s-a adeverit. Prin nenorocire ne-ai izbăvit. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dragii mei, vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare
Aș vrea să urmărim cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, cartea a doua a prorocului Samuel, capitolul 9. Vom citi cele 13 versete care formează acest capitol. Cei care aveți Biblie la dumneavoastră, la pagina 333-334. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului, facem liniște în sufletele noastre, păstrăm liniște și în casa de rugăciune și cu multă atenție să ascultăm cuvântul Domnului. 2 Samuel, capitolul 9, începând cu versetul 1. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Siba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Siba? Și el a răspuns, robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Siba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Siba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău, ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o loc de amândouă picioarele, spune Biblia, și noi toți să spunem amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragi invitați, frați și surori, permiteți-mi în această seară să-mi exprim bucuria de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Mă bucur că ați ales să fiți la casa Domnului la timpul acesta special de părtășie, un timp în care împreună cu toții ne rugăm, cântăm și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles că seara aceasta este în mod special dedicată slujirii tinerilor și doresc Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți tinerii. Vă aduc salutări sfinte din țară. În primul rând vă aduc salutări sfinte din partea celor două biserici în care slujesc ca și păstor. Biserica Muntele Sionului din Orășelul Aleș, județul Bihor și Biserica Speranța din Oradea. Salutul celor două biserici este același din Vechiul Testament, Cartea Levitic, capitolul 6, versetul 12 și 13. Eu vă spun concluzia celor două versete. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Așa doresc eu să se întâmple la biserica dumneavoastră. Amin. În al doilea rând, vă aduc salutări sfinte din partea comunității pentecostale de Oradea. Colegii au știut de venirea mea încoace și prin mine vă transmit salutări sfinte și eu vă aduc aceste salutări cu multă bucurie. Și nu în ultimul rând, vă aduc salutări sfinte și din partea Comitetului Executiv Național, dorind ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui de aici, din Bruxelles. În momentele următoare, eu trebuie să predic, dumneavoastră trebuie să ascultați. Mi-aș dori și este unul din motivele mele de rugăciune, îmi doresc ca eu, cu cel puțin un minut, să termin mai repede decât terminați dumneavoastră cu ascultarea. Pentru că dacă se întâmplă altfel, avem o problemă. Dar dacă eu termin mai repede decât terminați dumneavoastră, atunci toate lucrurile sunt în regulă. Am citit în această seară, mărturisesc că am venit cu un alt subiect și când am aflat că este
o seară în care, în mod special, slujesc tinerii, m-am oprit la gândul acesta din cartea a doua a prorocului Samuel, experiența aceea tristă și totuși frumoasă cu Mefiboset. Vă duc puțin în contextul în care s-au întâmplat aceste evenimente. Dumnezeu, în planul lui de lucrare, a hotărât să formeze o națiune. O națiune în care trebuia să vină Domnul Iisus Hristos. Numele acelei națiuni este poporul evreu sau Israelul. Părintele națiunii a fost ales Avraam. Dumnezeu i-a promis într-o noapte, i-a arătat cum este bolta cerului plină de stele și a spus: Avraame, așa va fi seminția ta. Urmașii lui Avraam ajung robi într-o țară străină. Dumnezeu îi scoate de acolo după o robie de 430 de ani. Îi duce în țara promisă. Când ajung în țara promisă, Dumnezeu hotărăște să conducă acest popor prin niște oameni cu chemări speciale, numiți în Biblie și îi găsim în cartea Judecător. Oameni hăruiți de Dumnezeu, oameni cu puteri deosebite, cu înțelepciune deosebită, cu o călăuzire cu totul și cu totul aparte. Dar evreii s-au uitat la celelalte popoare și au spus: am vrea și noi să fim ca celelalte popoare, am vrea și noi să avem împărat. Și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, le-a ascultat cererea, deși planul lui Dumnezeu nu era acesta, și le-a dat un împărat. Și primul împărat pe care l-a avut poporul evreu este împăratul Saul. Este bunicul tânărului despre care am citit în această seară. A fost un împărat care a domnit 40 de ani, cea mai mare parte a domniei lui, el a fost lepădat dinaintea lui Dumnezeu. El avea un fiu pe nume Ionatan. Și Ionatan era prieten foarte apropiat cu David. Dar Saul, pentru cei care citiți din Sfânta Scriptură, vă aduceți aminte, Saul îl ura de moarte pe David. Și a venit acel moment în care Saul, primul împărat al lui Israel, împreună cu fiul său Ionatan, mor amândoi. Și ajunge pe tron David, om care Biblia spune despre el că a slujit celor din vremea lui și era un om după inima lui Dumnezeu. Și când ajunge pe tron, el își aduce aminte de un legământ pe care îl făcuse cu fiul împăratului Saul, cu Ionatan. Și de pe tron face următoarea strigare: a mai rămas cineva din casa lui Saul? Cred că atunci când s-a auzit prima parte a strigării lui David, cred că au înghețat toți. Pentru că era o modă care s-a dus de-a lungul timpului. Când venea un nou împărat, omora pe toți cei din familia vechiului împărat. Și David a spus așa: a mai rămas cineva din casa lui Saul? Și a continuat: pentru că vreau să-i fac bine. Din pricina lui Ionatan. El făcuse un legământ de prietenie cu Ionatan. Și atunci informatorii au adus știrea și vestea și a spus: mai este cineva. Mai este un fiu al lui Ionatan. Un copil care avea 5 ani atunci când a murit bunicul, împăratul Saul, și când a murit tatăl său Ionatan. Și când s-a auzit vestea că a murit împăratul și a murit și fiul lui Ionatan, doi, ca femeia care îl îngrija pe copilul acela care avea 5 ani, a alergat și a căzut copilul acela. Și copilul acela a rămas o loc de amândouă picioarele. Și a fost dus undeva departe de Ierusalim, Biblia spune la Lodebar, era o localitate, și la evrei totdeauna numele înseamnă ceva. Asta înseamnă loc fără viață sau loc fără verdeață, loc fără pășune. Acolo și-a trăit ani de zile Mefiboset, viața ca o loc de picioare. Și David a dat poruncă să fie adus Mefiboset. Când este adus Mefiboset în fața lui David, Mefiboset îngheață. Se temea pentru viața lui, știa cum se procedează. Dar David îi spune: vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Și poruncește ca toată averea bunicului și a tatălui său să fie dată lui Mefiboset. Și mai spune ceva: vreau ca să mănânci la masa mea totdeauna. Și Biblia spune, Mefiboset a mâncat totdeauna la masa împăratului. Dragii mei, înainte ca să vă anunț subiectul care l-am ales pentru seara aceasta, vreau să vă spun câteva lucruri din ceea ce am citit și din ceea ce am povestit în această seară. Și anume, Mefiboset, tânărul acesta, acum era deja un tânăr, pentru că Biblia spune că deja avea un copil, era un loc de amândouă picioarele. Când i-a murit bunicul și când a murit tatăl său, avea 5 ani, el a ajuns să fie și să trăiască undeva într-un loc izolat.
a ajuns să fie un fugar, deși era din spița de neam a primului împărat pe care l-a avut poporul evreu. A ajuns să fie bolnav, o loc de amândouă picioarele. A ajuns să fie sărac. A ajuns să fie abandonat. Știți cum s-a definit el pe sine când a ajuns în fața lui David? Și vă recitesc versetul 8. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Dragii mei, uitându-ne la istoria aceasta, v-am spus, tristă, dar frumoasă în felul în care se sfârșește, dacă ar trebui să-l definiți pe Mefiboset cu un singur cuvânt, cum l-ați defini? Ca să le prindeți pe toate. Știți cum l-am definit eu? Eu pe Mefiboset l-am definit un nimeni sau un zero. Și subiectul care l-am ales în această seară, l-am numit așa: Dumnezeu în căutarea lui nimeni. Și am să fac trei sublinieri. Prima, Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor. Împrejurările au fost potrivnice. În al doilea rând, Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită păcatului. Și în al treilea rând, Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni pentru că a ales greșit. Mefiboset era un tânăr, dar a ajuns un nimeni. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor. Deși a fost prinț, deși era din spița de neam regală a primului împărat al poporului evreu, împrejurările i-au fost potrivnice. A murit bunicul. Vă imaginați cât de alintat a fost copilul acesta până la 5 ani, nepotul împăratului, a primului împărat? Vă imaginați câtă atenție îi se dea acestui copil? Dar împrejurările au fost potrivnice. A murit bunicul și a murit și tatăl. Și a trebuit să plece de la palat și să ajungă într-un loc pustiu. Dar pentru Mefiboset, care a ajuns un zero sau un nimeni, s-a auzit un cuvânt din partea noului împărat. Din partea împăratului, om după inima lui Dumnezeu. În această seară, știți ce mi-aș dori? Toate persoanele acelea și în mod special tinerii aceia care se regăsesc în mesajul acesta, să audă nu din partea lui David care a rostit cuvintele acestea, să audă din partea lui Dumnezeu cuvântul acesta: a mai rămas cineva? Mai este cineva? Pentru că Tatăl Dumnezeu vrea să ne facă bine din pricina celui ce a murit la Golgota. Și El este Domnul Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele Lui. Împrejurările i-au fost potrivnice. Și Mefiboset a ajuns un nimeni, dar a strigat împăratul. Și în această seară strigă marele nostru împărat: mai este cineva? Mai este cineva? Ce mult contează un cuvânt. Știți ce spunea scriitorul Lev Tolstoi, mare scriitor? Spunea că obișnuia atunci când trecea prin oraș, dacă se întâlnea cu un cerșetor și îi cerea ceva de milă, să-i dea ceva. Și într-o zi, ceea ce vă spun, el a scris. Și într-o zi, trecând prin oraș, s-a întâlnit cu un cerșetor cu care s-a întâlnit și altă dată. Și și-a luat portmoneul. Și când și-a luat portmoneul, a deschis portmoneul și, surpriză, portmoneul era gol. Și a spus așa cerșetorului: fratele meu, n-am niciun ban în portmoneu. Îmi pare rău. Și atunci cerșetorul a exclamat și a spus: astăzi am primit ce n-am primit niciodată. Mie nimeni niciodată nu mi-a spus: frate, tu mi-ai dat ce nu mi-a dat nimeni. Ce mult contează un cuvânt. Dar ce mult contează un cuvânt de la Dumnezeu. Să fii în adunare, să asculți Evanghelia, nimeni să nu vadă nimic, nimeni să nu simtă nimic, nimeni să nu trăiască nimic și totuși tu să trăiești experiența profetului de altă dată. S-a dus un mare proroc al lui Dumnezeu, prorocul Isaia, s-a dus la închinare, s-a dus la templu, Isaia 6. Și când nimeni n-a văzut nimic, el a văzut pe Domnul oștirilor, stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. A văzut oștirile cerești și s-a văzut un nimeni. Și a zis, a auzit glasul lui Dumnezeu: pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și el a răspuns: iată-mă, trimite-mă. Nimeni n-a auzit ce a auzit prorocul lui Dumnezeu. Așa se întâmplă la adunarea noastră. N-ați trăit niciodată experiența aceasta? Să stai în adunare, să stai lângă cineva și să-l vezi că se bucură, să-l vezi că plânge și tu nu simți nimic. Sau pe tine te cercetează Dumnezeu și pe vecinul tău nu-l cercetează. Eu mi-aduc aminte de o experiență care am avut-o. Am ajuns în anul 1987, terminasem școala și am ajuns la Alești.
Biserica la vremea aceea, fratele Dorin este acolo, cunoaște bine situația, la vremea aceea biserica din Aleș era neautorizată, cu multe probleme, amendați, ne-au tăiat lumina, ne-au închis biserica, multe, multe probleme. Dar mi-aduc aminte, când la peștera unde erai membru, s-a fost închisă biserica, au fost niște probleme și a fost închisă biserica. Un grup de frați veniți de la Husasăul de Crist și de la Oșorhei au mers la peștera și pentru că acolo era închisă biserica, au venit la Aleș. Eu eram un nou venit acolo, un tânăr, ca și parașutat în Aleș. Și au venit frații aceia și a fost o sărbătoare pentru biserica noastră, neautorizată și cu multe probleme. Dar mi-aduc aminte de un cuvânt profetic. Cuvânt profetic care suna în felul acesta. Văd corabii acestei biserici pe valuri. Dumnezeu îi va purta de grijă și o va duce la țărm. Pentru că biserica se confrunta cu multe probleme. Frații și surori, am trăit experiența aceasta că din toată adunarea trăiam o cercetare, nu mă puteam abține. Plângeam când am auzit lucrarea aceea și nu înțelegeam ce s-a întâmplat cu mine. Se uita un frate care stătea lângă mine, se uita la mine cum plâng. Și plâng destul de rar în adunare. Dar atunci am plâns. Mai târziu am înțeles. Lucrarea aceea era pentru mine, Dumnezeu îmi vorbea. Dumnezeu avea în vedere în lucrarea Lui. Mă avea în vedere și pe mine cu privire la planul Lui de lucrare de acolo. E așa de frumos să ai un cuvânt de la Dumnezeu. Aș vrea să vă uitați la dumneavoastră și mă adresez în mod special tinerilor, dar tuturor deopotrivă. Dacă este cineva aici și împrejurările i-au fost potrivnice sau îi sunt potrivnice, mă rog în seara aceasta să-L audă pe Dumnezeu care strigă, mai este cineva? Vreau să-i fac bine, la Golgota a murit Fiul meu. Din pricina Domnului Iisus, Dumnezeu vrea să facă un bine, mărit să fie Domnul. Și mai mult, promisiunea pe care a făcut-o David, i-a spus, Mefiboset va mânca totdeauna la masa mea. Am învățat un principiu din Biblie și l-am învățat tot din experiența unui tânăr. Un tânăr care a trăit frumos, credincios, Iosif, a ajuns să fie la închisoare. Acolo la închisoare se întâlnește cu doi slujbași ai împăratului și Biblia spune că le tâlcuiește visurile pe care le-au acești slujbași. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când el a fost chemat în fața lui Faraon, când și-a adus aminte paharnicul de felul în care Dumnezeu l-a folosit pe Iosif și a spus, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Când a ajuns Iosif în fața lui Faraon, a spus următoarele cuvinte. Faraon visase două visuri, cu spicele grase, pline și spicele slabe. Cele slabe le-au înghițit pe cele pline, cu cele 7 vaci grase și cele 7 vaci slabe. Cele slabe le-au înghițit pe cele slabe, pe cele grase. Și el, spune Biblia, că i-a spus din partea lui Dumnezeu așa, pentru că lucrul acesta ți s-a arătat de două ori, este un lucru hotărât din partea lui Dumnezeu. Și am învățat ca un principiu biblic, atunci când văd ceva în Biblie scris de două ori sau spus de două ori, sau un cuvânt spus de două ori, îl iau ca din partea lui Dumnezeu. Dar ce spuneți dumneavoastră de un lucru spus de 4 ori? Ascultați cu atenție în pasajul acesta biblic. Versetul 7, partea finală. Vei mânca totdeauna la masa mea. Versetul 10, partea finală. Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca întotdeauna la masa mea. Versetul 11, partea finală. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Și versetul 13. Mefiboset locuia la Ierusalim că își mânca întotdeauna la masa împăratului. De 4 ori a spus împăratul, vei mânca la masa mea. Dragii mei, în această seară vreau să vă spun din partea împăratului. Vrea să stăm la masă cu el. Aici, la părtășie și acolo în veșnicie. De aceea avem adunările de sărbătoare. De aceea avem întâlnirile de genul acesta. Pentru că el vrea să stăm cu el la masă. Spus el că ne pregătească un loc. Ce minunat va fi locul acela la care Domnul Iisus Hristos personal se implică, lucrează. Mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde voi fi eu, să fie și slujitorul meu. Este frumos să stai la masă cu împăratul. Vă spun o experiență care am trăit-o cu ani buni în urmă, în ultimul an de mandat a președintelui George Bush. La vremea respectivă lucram la București împreună cu fratele Tipei și fratele Tipei m-a delegat pe mine să mă implic din partea cultului în lucrarea Alianței Evanghelice. Alianța Evanghelică formată din cele trei culte, cultul creștin-baptist, creștin după Evanghelie și cultul pentecostal. Și la un moment dat am plecat într-o vizită
la micul dejun cu rugăciune în ultimul mandat, ultimul an din mandatul președintelui George Bush. Și am plecat cu o delegație formată în special din parlamentar. Ministrul de interne a fost șeful delegației, au fost senatori, au fost deputați și din partea Alianței Evanghelice am fost eu. Când am ajuns în America, aveam viză de 10 ani, când am ajuns în America, s-au luat toate pașapoartele și le-au dat la ofițerul care ne aștepta acolo la intrare în Statele Unite. Între toate pașapoartele diplomatice de culoare albastră, nu știu cum sunt acum, dar atunci erau de culoare albastră, era și un pașaport vișiniu, adică un pașaport obișnuit. Era pașaportul meu. Și ofițerul s-a uitat la celelalte pașapoarte, totul e ok, și când a văzut pașaportul meu între pașapoartele acelea, a întrebat că unde mă duc. Și am spus, mă duc la micul dejun cu rugăciune a președintelui Bush. Și a spus, trebuie să verificăm. Și au verificat. Și toată delegația, eram așteptați de ambasadorul României în Statele Unite, toată delegația a așteptat aproximativ 30 de minute. Până când au verificat dacă într-adevăr sunt și eu invitat la micul dejun cu rugăciune, dacă sunt pe lista invitaților. Erau aproximativ 4.000 de invitați la vremea respectivă. Știți ce m-am gândit eu atunci? Zic, uite cum sunt oamenii. Au văzut un pașaport obișnuit între pașapoarte diplomatice și le-a tras atenția. Dar ce frumos este la Dumnezeu. Că la Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu îl caută pe cel care a ajuns zero, jos de tot. Îl caută și vrea să-i dea veșnicia. Mărit să fie Dumnezeu. Pe cel ce a ajuns un nimeni datorită împrejurărilor, îl caută Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită păcatului. Și am să mă folosesc doar de două exemple din Biblie. Și anume, primul exemplu. Un exemplu cunoscut din pilda Domnului Iisus. Evanghelia după Luca, capitolul 18. Pilda fariseului și a vameșului, foarte cunoscută. Doi oameni s-au dus la locul de închinare și au făcut fiecare rugăciunea. Unul își făcea rugăciunea plimbându-se prin templu și uitându-se la cine este în templu. Și fariseul spunea în rugăciunea lui ceva de genul acesta. Doamne Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și s-a uitat acolo undeva deoparte, Biblia spune că era vameșul. Nici chiar ca vameșul acesta. Și a spus el ce face. Și undeva deoparte stătea un vameș păcătos. Biblia spune că se bătea cu pumnul în piept și zicea, ai milă de mine, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Și a spus Domnul Iisus că mai degrabă s-a pogorât, socotit acasă neprihănit vameșul decât fariseul. Frați și surori, știți ce vă doresc? Când plecăm de aici, nu că merităm, în bunătatea și în îndurarea lui de împărat și Dumnezeu, să ne socotească el neprihăniți. Să ne socotească el neprihăniți. Pentru că fariseul se uita de sus și spunea, îți mulțumesc că nu sunt ca și acesta care e acolo jos, ca și păcătosul acesta. M-a ascultat odată un păstor, un păstor pe care îl cunosc, din Statele Unite, un păstor mai tânăr, și vorbea despre o întâlnire de tineret. La o întâlnire de tineret au avut ca și subiect cum ne purtăm cu oamenii aceia care au ajuns undeva departe, jos de tot. Adică, în contextul subiectului ales de mine, pe cei care au ajuns așa, un zero, un nimeni. Cum ne purtăm față de ei? Și făcea următoarea mărturisire. Zice, am avut un invitat. La întâlnirea respectivă de tineret, era peste săptămână, am avut un invitat. Și când m-am dus la biserică, am observat că undeva pe o bancă, în apropiere de intrarea bisericii, stătea un om, un necrăjit, un om cu o pelerină pe el, murdară, cu un capișon tras pe cap, și stătea acolo și stătea așa cu mâna întinsă, ca și cum ar cerea de milă. Spunea păstorul, zice, i-am văzut pe tine din biserica noastră, cum se uită la el și așa, departe, de departe, trec pe lângă el și se duc și intră în biserică. Ce tot la fel am trecut și eu. Trecut pe lângă el și am intrat în biserică. Intrat în biserică și când am intrat în biserică, se apropia ora de începere și musafirul n-a sosit. Păstorul s-a dus în față și a spus, dragi tineri, știți că avem invitat, și a spus numele invitatului, ce l-așteptăm să vină, am vorbit cu el la telefon, mi-a spus că e pe drum, l-așteptăm să vină, ne rugăm ca Domnul să-l păzească. Dar a observat ceva, că în timp ce păstorul a anunțat lucrurile acestea, în adunare a intrat cerșetorul acela. Sau omul acela îmbrăcat așa ca și cerșetor. A intrat în adunare și s-a așezat undeva pe ultimele rânduri. Imediat când s-a așezat acolo, deși era aglomerată și era plină biserica, imediat s-a făcut loc în jurul lui, pentru că toți au stat departe de el. Și păstorul a spus, zice, sperăm ca fratele o să vină, subiectul care l-am ales pentru astăzi este cum ne purtăm față de oamenii aceia care au ajuns jos de tot.
Și la un moment dat, omul acela care avea pelerina aceea pe el, cu capișonul tras, și-a dat pelerina de pe el și-a tras capișonul. Și sub pelerina aceea era păstorul invitat, îmbrăcat la costum, îmbrăcat la cravată. Și el a vrut să vadă cum se poartă tinerii din biserica respectivă față de un om care a ajuns jos de tot. Jos de tot. Fariseul, Doamne Dumnezeule, eu nu sunt ca și omul acesta. Îți mulțumesc că nu sunt ca el. Dragii mei, sunt oameni care au ajuns jos de tot și păcatul i-a dus acolo jos de tot. Dar mă rog în seara aceasta, Dumnezeu să aibă milă de toți păcătoșii. Eu nu știu cât de păcătoși sunteți dumneavoastră. De aici cunosc, câteva persoane le cunosc, dar pe cei mai mulți nu vă cunosc. Dar spun și eu cum spunea unul dintre seniorii noștri, predicator, mai de mult spunea, zice, până la cămașe eu te cunosc, dincolo te cunoaște Dumnezeu. Dragii mei, păcatul este acela care ne duce jos, jos de tot. Pentru fariseu, vameșul era un nimeni. Femeia samariteancă, pentru cei din Samaria, era un nimeni. Haideți să ne uităm la viața noastră, să ne uităm în viața noastră. Și aș vrea să ne facem așa o aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră. Poate ne aducem aminte de un moment critic, poate ne aducem aminte de o perioadă critică din viața noastră și îi spunem în seara aceasta că venim cu iertare. Venim și cerem iertare lui Dumnezeu și îi spunem, Doamne Dumnezeu, în bunătatea Ta, iartă-ne, Doamne, ridică-ne, Doamne, pentru că Domnul este acela care poate să ierte. Păcatul nu face altceva, Biblia spune, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și păcatul dă buzna în viața noastră. Nu vi s-a întâmplat niciodată să faceți lucruri pe care n-ați fi dorit să le faceți vreodată? Nu vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat. Și păcatul te duce jos, jos de tot. Dar Dumnezeu vrea să-l ridice pe acela care a ajuns acolo jos de tot datorită păcatului. Și aș vrea să facem aducerea minte a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră și să recunoaștem că singurul care poate și vrea să ne dea iertare este Domnul. Vă dau un exemplu din istoria Bisericii Catolice. Ceea ce vă spun este scris, dacă vreți oarecum, este din culisele, este scris din culisele Bisericii Catolice. Unul dintre cei mai remarcabili capi ai Bisericii Catolice a fost Papa Ioan Paul al II-lea. Este considerat unul dintre artizanii schimbărilor din Europa de Est. El a fost de origine polonez, îl chema Wojtyla, dar și-a ales ca și nume de slujitor Papa Ioan Paul al II-lea. Când a murit Papa Ioan Paul al II-lea, s-a făcut întrunirea aceea cardinalilor de la Vatican și toate privirile s-au îndreptat spre cardinalul Ratzinger, care era de origine neamț, care încă trăiește, este unul dintre, dacă nu singurul papă, care s-a retras înainte ca să moară, adică el încă este în viață și s-a retras și a venit Papa Francisc. Și când a fost ales Papa Benedict al XVI-lea, cardinalul Ratzinger, cardinalii l-au întrebat ce nume de slujitor ar dori să aibă. Și l-a spus așa, dacă voi fi ales ca și papă, aș vrea să port numele Benedict al XVI-lea. Și în Italia, ca și în Belgia, ca și în România, trebuie să faci rezervarea de nume. Și când emisarii Vaticanului și oficialii Vaticanului au făcut numele de rezervarea de nume, Benedict al XVI-lea a avut o surpriză. Numele acesta era deja rezervat de cineva. Cineva avea pasiune să facă rezervare de nume pentru nume mai deosebite și între numele care a făcut rezervare de nume a fost și Benedict al XVI-lea. S-au interesat cine-i proprietarul. Și proprietarul era un credincios catolic din Roma. S-au dus la el și au spus, sunteți proprietarul numelui Benedict al XVI-lea? Și el a spus, da. Ați vrea să ne vindeți numele acesta? Pentru el era proprietarul, a făcut rezervare de nume și a plătit pentru lucrul acesta. Și el a spus, da. Cât cereți? Și trimișii Vaticanului se așteptau să ceară o sumă mare. Și el a spus așa, cer trei lucruri. Unu, aș vrea să mi se dea o pălărie din acelea care le poartă cardinalii la Vatican. Cardinalii la Vatican au niște pălării așa cu o formă interesantă. Mă vă imaginați câte mii de pălării sunt acolo? Nu era o problemă ca să-i dea lui o pălărie. Și a spus, primește o pălărie. Și a spus, mai vreau ceva. Vreau să locuiesc 2 săptămâni în hotelul Vaticanului și să mi se permită să vizitez locuri care nu sunt accesibile marelui public. Și a spus, nicio problemă, stai 2 săptămâni în hotelul Vaticanului și vei fi, ți se va da voie să vizitez locuri care nu sunt accesibile marelui public. Și a mai cerut ceva și ascultați cu atenție și a spus așa, vreau iertare de păcate. Pentru a 3-a săptămână din luna martie 1987.
Și cel care scria lucrurile acestea, v-am spus, din culisele Vaticanului, punea următoarea întrebare. Oare ce a făcut omul acela în a treia săptămână din luna martie 1987? Și spunea, nu știu, dar știu că era ceva ca o povoară pe inima lui. Acum, noi suntem aici. Aș vrea să ne uităm fiecare la viața noastră. Poate ți aduce aminte de un moment. Poate ți aduce aminte de o zi. Poate ți aduce aminte de o săptămână. Poate ți aduce aminte de o perioadă din viața ta. Vreau să vă spun și seara aceasta mi-aș dori din toată inima să fie o seară de veste bună. Aș vrea să-L auzim pe Dumnezeu pentru Cel care a ajuns jos de tot datorită păcatului. Că singurul care poate să dea iertare de păcate este Domnul. Sunt oameni care pretind că ar putea să dea iertare de păcate. Nu poate să o dea. Nici Patriarhia Română, nici Vaticanul. Singurul care dă iertare de păcate și în numele căruia este mântuire, este Domnul Iisus Hristos. Și ultima subliniere. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni datorită alegerii greșite. Dragii mei, viața noastră este o înșiruire de alegeri. Alegem să mergem la adunare sau nu mergem la adunare. Alegem să facem ceva sau alegem să nu facem ceva. Alegem să facem binele sau alegem să facem răul. Am să vă dau două exemple de oameni și din ceea ce felul în care relatează Biblia au fost oameni tineri care au ales greșit. Primul este din Vechiul Testament. Numele lui este Samson. A fost un om hăruit de Dumnezeu, un om puternic. Mâna lui Dumnezeu, era mâna lui Dumnezeu împotriva filistenilor. Într-o noapte ia porțile unei cetăți și le duce în spate. Era spaimă pentru filisteni. Dar pentru că n-a fost ascultător, pentru că a ales greșit. Și a ales greșit când s-a căsătorit. Atenție, dragi tineri! A ales-o pe Dalila. Și-a pierdut influența, și-a pierdut puterea și și-a pierdut ochii. La un moment dat, el care era spaima filistenilor, a ajuns să fie de râsul filistenilor. La locul acela, în amfiteatrul acela, unde se făceau întruinile filistenilor, a fost adus puternicul Samson, care altădată numai prezența lui punea pe fugă pe toți filistenii. Și acum aș bat joc de el. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. În bucuria inimii lor, filistenii au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între doi stâlpi. Și atunci rostește Samson acea celebră predică când spune, Doamne Dumnezeule, numai de data aceasta. Dăm putere și cu o singură lovitură să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei. Și Dumnezeu pe cel care a ales greșit, a ales-o pe Dalila și și-a pierdut puterea, și-a pierdut influența, Dumnezeu la finalul vieții i-a dat din nou putere. Eu nu știu de câte ori ați ales greșit, dar alegerile greșite pot să ne aducă la statutul acela de zero sau de nimeni. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne dea puterea să-L alegem pe El. Să-L alegem. Cea mai frumoasă alegere este să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos. Cel de-al doilea exemplu din Noul Testament, fiul risipitor. Într-o zi a ales să plece de acasă. A ales să-și ia partea de avere. S-a dus și a risipit-o cu prietenii. Cât a mai avut ceva de acasă, a avut prieteni. Când s-a terminat averea de acasă, n-a mai avut prieteni. Și a ajuns păstor la turmele străinului. Și și-a adus aminte și a spus, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și a zis, mă întorc la tata fără nicio pretenție. Știți cum spunea poetul Costache Ioanid în poezia sa, Întoarcerea? Spune așa, dar iată, drept în fața lui apare tatăl. Către el aleargă, copilul meu. Și s-au cuprins acum, s-au sărutat, au plâns acolo în drum. Să-ți fiu copil, acum nu se mai poate. Puneți-i un inel cu nestemate, chiar să fiu sluga ta, e un har prea mare. Tăiați vițelul cel de sărbătoare. Cum, tată, pot să cred că m-ai iertat? Ai fost pierdut. Și iarăși te-am aflat. Și a fost bucurie în casa tatălui. S-a întors fiul risipitor. A ales greșit, dar a avut acel moment în care s-a întors la tatăl său. Fie seara aceasta o seară în care să coborâm în noi înșine. Să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă am ales greșit în seara aceasta, vă fac această invitație. Haideți toți, de la mici la mari, de la cei care a slujit prin cântare, tineri de aici, să-L alegem cu toții pe Domnul Iisus Hristos. Și se spunea fratele Niculiță Moldoveanu, era o zi ca ziua de astăzi, era în timpul regimului celălalt.
ieșise din pușcărie. Și când a ieșit din pușcărie, văzând că este zi de alegeri, deși atunci chiar că nu conta absolut deloc alegerile, s-a dus acasă și când a văzut că toți vecinii lui merg să aleagă și a spus, hai să mă port și eu ca și cetățean și să mă duc să fac și eu gestul acesta și să aleg și eu. S-a dus acolo la secția unde era rondată strada lui și cei de la secția de votare i-au spus, zice, domnule Moldoveanu, dumneavoastră n-aveți dreptul să alegeți pentru că ați fost închis. Și spunea Niculiță Moldoveanu, am ieșit trist și am spus, Doamne, am ieșit din pușcărie. Am vrut să fac și eu ce fac toți cetățenii acestei țări, să mă duc și eu să aleg. Spune că în momentul acela în cugetul lui a vorbit Dumnezeu și l-a inspirat și a scris frumoasa poezie și frumoasa noastră cântare când oamenii nu l-au lăsat să aleagă. Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă, că Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus Mântuitorul meu. Cea mai frumoasă alegere este să-L alegem pe Domnul Iisus. Dragi tineri, eram elev de liceu când l-am ales pe Domnul Iisus Hristos. În viața aceasta am făcut multe alegeri, dar cea mai importantă, cea mai frumoasă, cea mai măreață alegere a fost ziua aceea în care am spus, Iisuse, Tu ești Domnul meu. Haideți să-L alegem toți pe Domnul Iisus Hristos. Pe Cel ce a ajuns acolo jos de tot, datorită alegerii, vrea Dumnezeu să-L ridice. Nu știu ce te-a dus acolo jos de tot. Nu știu la câți dintre cei care suntem aici, în sală sau la balcoane, ni se potrivește cuvântul acesta. Dar știu ceva. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni. Poate împrejurările ți-au fost potrivnice. Poate păcatul te-a lovit așa de tare încât ai ajuns jos de tot. Ai ales greșit sau altceva. Te-a dus la statutul acesta de zero sau de nimeni în această seară. Ia ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe cel ce a ajuns un nimeni. Și lasă-l pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt în viața ta. În urmă, cu ceva vreme, am pregătit o temă pentru conferința națională la momentul în care s-au sărbătorit 500 de ani de la Marea Reformă, reforma lui Martin Luther, Calvin, Zwingli și toți ceilalți. Și citind printre materialele despre reformă, am citit despre ceva despre un contemporan al lui Martin Luther. În vremea când Martin Luther a adus acea trezire spirituală în sânul Bisericii Catolice, era un om foarte bine pregătit, contemporan cu Martin Luther, și numele lui este Johann Georg Faust. Omul acesta a studiat medicina, a studiat dreptul, a studiat teologia, iar în partea finală a vieții a ajuns să lucreze cu magia neagră și a dat viața diavolului. Viața acestui om i-a inspirat pe scriitori, i-a inspirat pe poeți, i-a inspirat și pe pictori. După ce am citit întâmplarea aceasta despre Johann Georg Faust, m-am uitat pe internet și am văzut că pe scenele teatrelor din lumea întreagă și din România se joacă o piesă inspirată din viața acestui om. Și piesa aceasta poartă titlul Dr. Faust. Un om, v-am spus, foarte inteligent, a terminat dreptul, medicina, teologia și apoi a lucrat cu magia neagră și a dat viața celui rău. Și am citit că și un pictor s-a inspirat din viața acestui om. Și un pictor, inspirându-se și citind despre viața acestui om, a făcut o pictură. Și ascultați cum a făcut el pictura. A făcut o pictură și așa cum și-a imaginat pictorul, a făcut o masă și pe masă era o tablă de șah. De o parte a mesei era diavolul, așa cum și l-a imaginat pictorul, și de partea cealaltă a mesei era Johann Georg Faust. Și titlul tabloului era Șah Mat, adică diavolul l-a înfrânt pe Johann Georg Faust. Fața lui Johann Georg Faust era o față trasă, palid, trist, înfrânt. Și diavolul, așa cum și l-a imaginat pictorul, radia de bucurie. Și titlul tabloului era Șah Mat, adică diavolul i-a dat șah mat lui Johann Georg Faust. Și când pictorul a avut mai multe tablouri gata, a făcut o expoziție. Și le-a pus într-o sală, într-o expoziție și între tablouri a pus și tabloul acesta. Și au venit vizitatorii, oamenii pasionați de pictură. Și între vizitatori a venit și un mare maestru de șah. Un om care pricepea bine în ale șahului. Și când a intrat acolo, era pasionat de pictură, în mod special i-a tras atenția pictura aceea cu titlul Șah Mat. Diavolul i-a dat șah mat lui Johann Georg Faust. Și s-a dus el acolo și s-a uitat la pictură, s-a uitat la piesele, cum erau așezate piesele pe tabla de șah, și ochiul lui
de mare maestru, la un moment dat se uită cu atenție și exclamă și spune următoarele cuvinte. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Tot s-a uitat la el. Și el a spus, ce nu e adevărat, ce ultima mutare o poate face regele. Adică, pictorul știa șah atât dacă știa. Și a zis el ca mare maestru. A spus, zice, nu, zice, acolo se mai poate face o mutare și regele poate face ultima mutare. Și eu când am citit întâmplarea aceasta, am zis, așa e și în viața noastră. Ultima mutare trebuie să facă regele Iisus Hristos. Și de mult mi-aș dori, dragi tineri, frați, surori, stimați invitați, în această seară să ne uităm fiecare la noi. Nu știu în ce măsură împrejurările, nu știu în ce măsură păcatul, nu știu în ce măsură alegerile greșite ne-au dus acolo jos de tot, sau poate altceva, dar lăsați-L în seara aceasta ca ultima mutare să o aibă Iisus Hristos, regele nostru. Amin. Mulțumim frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Am toată convingerea că Domnul ne-a vorbit, ne-a atins, ne-a cercetat și fratele a vorbit de alegere. Noi am ales să venim la biserică, am ales să ne pocăim, să ne botezăm și avem multe alegeri bune. Poate am avut și alegeri care nu sunt așa de bune. În această seară vreau să vă spun cea mai frumoasă veste. Voi toți care sunteți aici, ați fost aleși de Domnul Iisus Hristos. Și voi sunteți aleși Domnului, aleși sfinți și prea iubiți, care aveți parte de chemarea cerească. Lăudați să fie Domnul pentru că ne-a ales și ne-a primit. Și El este regele nostru și are ultimul cuvânt în univers. Lăudați să fie numele Lui. Vă invit acum să ne ridicăm cu toții și împreună să mulțumim din toată inima Domnului pentru această zi frumoasă din viața noastră și pentru iubirea și dragostea cu care El ne-a vorbit. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Vă reamintesc cu multă dragoste angajamentul pe care l-am făcut, cel puțin o oră în fiecare zi să stăm în rugăciune. Amin? Amin? Umple-ne, Doamne, de prezența Ta. Fiți binecuvântați și vă doresc tuturor o săptămână plină de har. Domnul să fie cu voi cu toți. Amin.